Rebecca, astăzi vom face un videoclip cerut de mulți. Colecția mea de fige, spinele și de kendame. Să începem cu colecția mea de kendame. Prima kendama mea a fost aceasta. După cum vedeți, aici s-a luat culoarea și puțin aici. Nu prea mai e bună de nimic, dar e întreagă, adică e întreagă partea asta și chestia asta se mișcă, uite. Mă rog, asta o am de mult, cred că acum un an. Asta am luat-o din Liberta. E de la firma Play. Da? A doua mea kendama este una de la Suits. Kendama. Aici e cu siniu, turcoaz și alb. Asta de la Suits. Asta este nou-nouță, cred că am primit-o asta primăvară. Nu am foarte multe kendame, am mai multe fice spinele. Ok, următoarea a fost asta de la începutul verii, mi-am cumpărat-o. Cu astea să fac giveaway, că fac 50.000 de abonați, o să fac un giveaway. O să fac un videoclip, un fel de anunț, nu știu, un videoclip în care vă pun 5 întrebări și cei primii 5 care răspund la aceste întrebări în comentarii o să primească o kendamă. Am roșu, verde și albastru. Adică e la fel ca asta, numai că în loc de roșu are albastru, verde și înțelept. Este de la firma asta. Ultima kendamă este una foarte, 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 foarte mică. Este mai mică decât mâna. Este cam atâta. Este super micuță. Este albastră. Știu că pe camera pare un albastru puțin mai închis, un bleu. Dar în realitate este super deschis. Este super micuță. Ce îmi place că nu prea poți să faci trucuri cu ea, dar mi-a plăcut așa pentru decor. Uitați-vă. Nu poți să faci nimic cu ea! Auzi, și cam azi, clop, stai. Ok, acum trecem la fice spinele. Kendamea și fice spinele le țin în această geantă cu soi luna. Ok, stai un pic. Vedea că sunt toate aici. Da, cred că sunt toate. Să începem cu primul meu fidget spinner. A fost acesta, este roz. La mea de la școală, de acolo, de la librăria de la școală. Stai-vă. Mamă, ce șmecher, se vede pe camera, nu cred. În realitate nu se vede așa. Știu, se învârte puțin, e. A costat vreo 40 de lei. În realitate, știți și voi cum se învârte un fidget spinner, nu arată așa pe cameră. Uitați-vă ce șmecher. Mă, ce șmecher. Asta a fost primul meu. A doilea a fost ăsta, care, stați un pic. Are luminiță, adică dacă apăsăm aici, avea luminiță, de acum cred că nu are baterii. Și pentru că a ruginit puțin. Stați-vă. Cate niște zgomote. A ruginit. Mă rog. Ăsta a fost al doilea meu fidget. E roșu, ăsta e roz. Următorul a fost ăsta cu steagul Americii. Ăsta e unul dintre preferatele mele, îmi plac foarte mult. Eu ador America, dacă știați. Nu știu dacă știați, eu ador America. Mamă, ce șmecher se vede! În realitate nu se vede așa ca pe cameră. Se învârte super mult. Oprește-te! L-am oprit eu. Deci e steagul Americii. Nu știu dacă aveau alte steaguri, nu cred că aveau alte steaguri la magazin. Avea decât steagul Americii. Sau poate aveau, dar n-am văzut. Următorul a fost ăsta care eu l-am decorat, pentru că înainte era roz simplu și s-a stricat și nu, a început să mă plictisez de el. Și era roz simplu și aici avea luminițe, uitați-vă. Luminițe? Și nu se mai stingeau și vreau să acopăr cumva. Și am niște diamante de la Kawaii Box. Uitați-vă ce frumos este. Este. Și aici este o floricică albastră și pe spate am pus 3 active build-uri, astea sunt de la Sofia I,
cu cupcake și ci se un canapel. Știți vă, ce-și mică se vede că se învârte. Vedeți? Îmi place mult. Te-ai oprit? S-a oprit. Ok, următorul. Prima care am primit-o a fost asta. Să vezi ce frumos este. Arată așa, e micuț, e din ăla mic, care îmi plac mie mult. Ok. Și are 6 din astea, nu? 3, 3, da, 6. E genul la care îmi place mie, micuț. Și așa cu multe culori, cu reflexii. Like. Cronometrat și a făcut 1 minut, deci 1 minut se învârte. Fideți până la asta super tare. Pe ăsta știu că 50 de lei, mi se pare că asta nu știu, l-am primit de la tati. Deci, nu mă întrebați cât au costat, pentru că habar n-am. Asta știu că a costat 40 de lei. Și asta 20 de lei. Nu mai știu. Următorul a fost ăsta. Adică tati mi l-a luat în același timp. Eu nu eram cu el. Și prima dată mi-a scos din buzunarul lui pe ăsta și pe apă ăsta. Asta zici că nu am fost spațial, asta îmi place mult. Uitați-vă ce șmecherie. Și din asta foarte, foarte, foarte colorat. Asta e navă spațială. Și uitați-vă ce scumpă te scoate. Pune microfon ca să auziți. Se aude? Pare că este o navă spațială. E foarte, foarte greu. Deci e super greu. Și ultimul, în ziua aceea, a fost ăsta. Deci ultimul de colecție, că mai am câteva, este ăsta, care e puțin defectat acum. Uitați-vă aici și aici și aici, dar faceți comparație dintre acesta și acesta. Asta e pentru bebe. Dar n-am niciun bebe. Wow, uite-ți-o! Așa. Și aici are desenat fidget spinner. Și este super, super fin. Următorul a fost ăsta. La noi la fel ca o prietenă, ca să avem un specie spinare la fel. Asta l-ați mai văzut în turcase. Care... dacă îl lovești... Uitați-vă! Are luminițe. Uitați așa. Ok, sper că ați văzut. Este alb și aici are gustul. Acolo aveam mai multe culori, dar asta era cel mai frumos. Ok. După aia, le-am cumpărat pe ăsta de la Jumbo, l-ați văzut în Jumbo Haul. Uitați-vă, mereu mi-am dorit unul de ăsta așa. Este auriu. Și vorbesc încet, pentru că e ceva delicat. Glumesc. Dați-vă ce tare! Cum să nu-ți placă ăsta? Eu vreau să mi-l iau pe răz, pentru, pe răz, pe răz, pe răz, există răz, culoarea răz. Vreau să mi-l iau pe răz. Ce am? Pe roz? Numai că nu aveau și aveau decât auriu și albastru. Albastru mi se părea urât, deși mie îmi place albastru. Și asta mi s-a părut cel mai frumos. Deși roz îmi place mai mult decât albastru, început să-mi plac, să ador până la cer roz și mă. Astea sunt culorile mele, viețile mele. Gata. Foarte mult se învârte. Cam 2-3 minute. Și durează mult. Ben, ultimul. Aha. Care? Ăsta? Ăsta e, da. Ăsta, care seamănă puțin cu ăsta. Da? Și, după cum vedeți, are chestia asta îndoit. Așa,
Ca să poți să ții degetul, să ții pe deget. Ia. Mai bine nu mai încerc. Mă, ce mic este de ăsta. Zici că e floare, serios. Gata. Te-ai văzut ce colorat este? Ok, și ultimul. Asta e ultimul. Este ăsta. Este foarte, foarte asemănător cu ăsta. Numai că ăsta are magneți aici și are 5 de astea și este mai mare. Ce tare. Știu că acum toată atenția este pe fidget spinner. Așa că o să-l opresc. Cam astea au fost toate. Telefon, uitați-vă câte sunt. Ce frumos le-am aranjat. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o. Pa!